Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou sezon, la un nou episod din seria noastră de Fortnite România. Suntem alături de Shoto. Exact. Stai un pic să dau astea pe aici, că... Așa. Și nu uitați să vă abonați pentru a-i dacă mai aveți în continuare clipuri de Fortnite România. Astăzi suntem aici cu noul sezon, după cum observați, sezonul 4 din capitolul 2. Și suntem pregătiți, probabil ați văzut ce a apărut... Ce și-a luat Volt, ce și-a luat Unvolt. Probabil ați văzut trailerul, Battle Pass-ul, deci nu mai are rost să vă preocup cu chestiile astea. Astăzi o să ne cumpărăm mai întâi Battle Pass-ul pe... Am vrut să-l cumpărăm pe episod. Hai să-l cumpărăm. Battle Pass Upgrade. Ăla de 950, dacă nu avem bani de mai mult. Ok, hai. 3, 2, 1 și... Și am cumpărat Battle Pass-ul, băieți. Am cumpărat Battle Pass-ul. Ia să vedem ce am... Ce avem în acest Battle Pass, băieți. Deci, l-am deblocat pe Thor. Aparent. Pe Thor. Ok. Și hai să ne uităm la Battle Pass. Chiar dacă nu prea știu să umblu eu pe aici. Deci, îl avem pe Thor. După, avem... avem un loading screen cu Thor. Muzica asta cred că e mișto. Mamă, ce mișto e. Fine. Știți ce sunt curios? View reward, de asta dăm așa. A, nu așa. Nu pot să mai dau gen... A, nu mai... Dacă dau gift la Battle Pass, cât costă? Cred că costă mai ieftin dacă dai gift la Battle Pass decât dacă îți cumperi V-Bucks de Battle Pass, știi? Hai să-mi schimb skin-ul. Ia și tutorul. L-am. Am ăsta pe Deutranope, mă. Da, și eu. Păi nu, că-l dau pe off, că mă enervează. Că gen nu văd astea ca lumea. Ok, deci mi-am luat Marvel. Ok, și stai să-i luăm și un în spate, una de aia de-a lui Thor. Asta e că aia nu se blochează acum, cred că nu. Da. Hai să o luăm pe asta. Să o lăsăm de fapt pe asta. Și pickaxe, ce să ne luăm la pickaxe? Sau de unde luăm pickaxe? Ăla care l-am primit, bă. Ce zici? Păi ce, care e ăla pe care l-am primit? Că nu mi-a dat niciun pickaxe. Ăla, mă, Shooting Star, Steph. Ah, unul rar. Știu că am primit unul, nu? Ăsta e Mocha. Dacă e Mocha League, unul, ce naiba. Dar de ce l-am primit? Păi, nu știu, l-am primit toți, nu știu exact de ce, dar l-am primit toți. E rar? Nu, l-am primit toți. E rar, mă? Ce, mă, pickaxe-ul? Da, mă, las-o așa. L-am primit toți. Bă, n-ai înțeles nimica, mă, n-ai înțeles nimica, las-o așa. Ce vreau asta? Bă, taci, bă, că n-ai înțeles. Dar mă rog, hai, am înțeles eu înaintea ta. Eu știi ce am? Ce avem pe aici? Avem Dark Series. Ok, Laura, avem prețuri foarte, foarte mici la ăsta. E9 Infinity pe shop, desigur. Adevărat. Ok, hai să jucăm. Hai să vedem ce mai e pe aici, de fapt. Wolverine... Ce-s astea? Astea-s challenge-urile la Wolverine, nu? Nu știu, boss. Ok. Weekly challenges. Unde sunt astea? Aici? A, pentru mama, asta... Mamă, ești plus de fain arată Wolverine. Ok. Bă, dar unde mă uit la challenge-urile mele, gen? Map challenges, aici mă uit? Da. Week 1. A, lol. Week 1 atât am, nu? Și le facem acum, sper. Nu le facem acum jucăm un meci de control, așa. Așa, la Caterinca, nu? Cum ar spune, Finiții, hai, duos. Lol, trebuie să descoperi niște chestii, aparent. Ia, bă, am un ciocan. Pounce cards, ce s-astea, mă? Sunt un fel de... Nu știu ce sunt. Cum au fost Fortnite cardurile alea? Fortbite-urile alea, mamă, ce ne-am chinit cu ele. Bă, dar tu știi cât mă chinuiam la ele? Tot sezonul m-a stricat la cap. Ia stai că avem comic book-urile, ia să vedem ce au mai apărut. Hai mă! Ha mă, du mă, mi le descoper acum iarăși mă. Vorbeau ăștia? Ok, și la 12 minute și exact plin. Uite să le spui, am înțeles. Mm.
Bine, bă. Hai să dăm un match. În sezonul 8 făceam, în continuu. Numai challenge-uri făceam, știi ce zic? A, mă pun try hard. Ia să vedem, mă. O, asta e harta nouă din câte observ. Stai, am puțin lag, am țes. Asta e ăsta de loading nou, nu? Lobby nou, da. Am mai jucat de mult și am totul nedescoperit. Deci... Da, nici. Ia uite, bă, ce fain iese asta aici. Mă auzi? Mm. Hai în... nu știu, hai în Lazy Lake. Dirty Dogs, undeva, nu știu. A, mă, nu, hai în... da, hai în Lazy Lake. Lol, da... Îți zic ceva imediat. La... Bă, stai un pic la cheaza, dar stai să mă uit după aia, de ce? Am înțeles. La ăla... Cum se cheamă? La The Authority ai observat că nu mai sunt granițele alea gen. Știu, știu. Porțile alea mari, dar oare care e povestea lor? De ce nu mai sunt? Cine știe? Lor, mi-a dat frigă cu stai așa. Da, am lag gen. Tu ai lag? Da, și eu, da. Mi-a dat frigă. Dar de ce e lag? Mi-am schimbat setările și mi-a dat frigă. Bă, ce miște pichexul ăsta, ești nebun? E un... Stai mă, că n-am mai jucat de mult, ușor. Application Hack Attack, te mi-a dat crash. Ce ai, bă? M-a dat afară. Cum să-ți dea, mă, crash? M-a dat crash. A, bă, continuăm episodul. Normal. Baftă, frate. Baftă, dacă se vadă puțin mai lăguț episodul ăsta, băieți, nu am ce face. Este strict din problema jocului, că este primul match. It's not my vine, să zic așa. It's not my problem, brother. Telefonul. Ne uităm pe... Dar intră înapoi, mă, ce faci? Păi am să pornesc. Bă, Shoto, eu joc solo duo acum. Două solo. Duo solo, Shoto, duo solo. Mă spune că nu am început să-l adăuga pump. Bă, dar parcă era foarte rar pump. Acum s-a readăugat de tot? S-a readăugat. Păi eu rup cu pump, cu combatul ăsta, mâncați așa. Păi toți nu bi joacă cu el. Aaaa. Mi-ar băi să joc. Ce? Te bat pe Fortnite. Bă, taci, mă, că mă bag cu ăsta. N-am mai jucat de o grămadă de timp pe șneman. Aoleu. Bine, boss. Haideți, mă, veniți încoace. Că n-am mai jucat Fortnite de 2 luni, dar nicio problemă. Bă, bă, te Infinity, bă, de grijă. Șale. Maaa. Șale, șale. Moarte, dracu, mi-ai scăzut toată viața. Ce e asta, mă? Charge și cu burst. Charge și odem, nu? Oricări e rău. Ha, mă. Charge? Da, e porcărie. Nu? Ia zi, zi tu că nu trebuie e. E, mă, ce ai, trebuie să țip și trebuie să tragi după. Ca să joci bine cu el, trebuie să îți pui să tragi pe rotuță. Ha? Ca să joci bine cu cear shotgun, trebuie să îți pui să tragi pe rotuță, gen. Ce râs, mă, că așa m-am pus și eu. Mai sunt rechini? Ha? Nu. Pe unde să mai fie, bă, frate, nu știu, zic și eu așa. Nu mai sunt rechini? Păi nu cred, nu știu, mă, ce mă întreb pe mine. M-am mișcat și mult, nu? S-a schimbat foarte mult Fortnite-ul ăsta în ultimul timp. Sunt curios dacă o să se facă și o să se ajung la chapter 3, ce să se întâmple. Păi, da. Doamnește, cum aș strică? Hai că doamnește, că jocul ăsta mai mult se strică pe zice 3, ce să mori aia. Nu înțeleg nimic. Paș, mă. Nu înțeleg nimic din el, da, știu. Știu și eu ce ai, mă, da.
E fain, bă, băiatule, e fain. Dar s-o scos ăla cu sky, skill-based level? Matchmaking? Gen. A? Nu știu, nu cred. Știi că era o chestie cu skill-based matchmaking, căcat. Acum level-ul înseamnă tier, nu? Da. Zi, bă. Da, mă. S-o scos ăla, gen, era o chestie, că dacă tu joci, că dacă tu joci slab, te bag cu aia mai slab, știi? Adică dacă jucăți cu Infinity. Da, ai zis-o. Ai zis-o, bă. Păi nu mai duce bani în cap. Mă auzi? A? Stai mă, că am 5 kill-uri, taci. Aoleo. Ia să vedem. Aoleo, zona aia. Mâncam ei zona. Stai bă, că poate, că aveau ăștia niște chestii mișto. Aveau ăștia. Și avea și căcatul ăsta. Ia-l bă și pe ăsta. Aoleo. Că mai ia cu de-alea. Ia stai așa. Bate vântul, bă, pe aici, lângă zona, bă. M-auzi, Șoto? Da, bă. Desigur că m-auzi, cum să nu m-auzi? Normal că m-auzi. Ia să vedem, băieți, ce se întâmplă cu meciul ăsta, că... E groasă treaba, bă. E jale. Jale, jale. Bă, sper să nu vină vreun rechin acum, că nu știu dacă mai sunt rechin sau nu. Trebuie să descoperi și harta asta toată. V-am zis, eu nu m-am jucat de foarte mult timp. Asta e primul match. Eu nu m-am jucat de fapt. Eu sezonul 3 nu m-am jucat deloc, băieți. Deci nu m-am jucat de pe la jumătatea sezonului 2, cam așa. Ca să vă dați seama. Plus că m-am jucat și CS acum și eram acolo obișnuit de pe Fortnite, m-am reobișnuit cu CS-ul, că gen acolo trebuie să spamezi când ești lângă persoană și aici nu trebuie, gen, adică poți să și spamezi, dar în principiu nu se spamează, gen. Ai înțeles tu, Șoto. Și acum m-am obișnuit cu CS-ul și când m-am obișnuit cu CS-ul, acum mă joc Fortnite, gen, e... se bat cap în cap astea, știi? Modul de trasie e foarte diferit între jocuri și dacă le joci pe amândouă, e groasă treaba. Mă simt ca în Sunny Steps aici, să-mi fac cele. Păcat că nu există Sunny Steps, da? Știi. Zici că urc vulcanul acum. Ia să vedem. Știu că erau niște zvonuri, băieți, că o să se bage harta veche sau ceva, dar din câte se observă, tot cu hărțola aia asta am rămas, care e mult mai mare și plictisitoare, părerea mea. Mi-e dor de Tilted, mi-e dor de Kevin, mi-e dor de multe, bă, Șoto. Bă, și mie, eu n-am prins Kevin-ul. Mamă, a făcut 2 ani. A făcut 2 ani de când a apărut uite aici și roboții ăștia, băieți. Eu din sezonul 3, gen. Oh, ești rogi, bă. Da, bă, da, sezonul 9, să zic așa, jucam eu de adevăratelea, când a... Gen, când mi-am creat și echipa. Apropo, nu uitați, aveți serverul echipei de Fortnite și de jocuri și comunitatea mea în descriere, în grup de Discord, dacă vreți intrați acolo, aveți link în descriere. Desigur. Hai, mă. Am țes, am construit până aici degeaba. Nu-i baie. Care trage, bă, mâncam ei. Nu mai materiale, super.
Bă, ăștia tragi din spate, ești din față. Bă, ce pui mei, băi? Am omorât pe unul, bun, bun, bun. Bă, băiatule. Bă, șotă, ce faci, mă? Te aștept-o. Păi stai, bă, că eu am zis că trebuie repede, da. Mai sunt 15, mă, așa boțe să ia. Hai că boț, mă. Bă, ce bă, jucă bine? Da, nu, 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 adică cu care m-am bătut nu să spui că... Când ai tăiat rândul de gard de slabi. Da? Păi da, toți au tier 1 acum, gen. Adică ar putea să fie și bun din câte îți spun eu acum. Nu știu ce boss. Am zis pe la acolo, băieți. Groasă treaba, trebuie să-l batem. Avem high ground. Jale. Jale, jale, jale. Ne, 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 ne. Hai cu aia, nu-l nimerez deloc, să moară aia. Yes. Uite și astea de aici de la supereroi. Mamă. S-a terminat. Uite ce mă așteaptă la pișama și pe gura lui. Asta e bun. Mamă, ce bulan a avut băiatul. Cu noroc cu alea. Mamă, stai cum s-a descentrat asta. Am înțeles. Păi bun băieți, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Și noi desigur ne vedem data viitoare, pa, pa.